Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit și bine ați venit pe canalul meu, Dr. Croșet Alice Sunt! Dragii mei, luna martie aproape că s-a încheiat. Pe 20 aprilie, eu împlinesc 2 ani de canal de YouTube, am o familie foarte mare, am strâns peste 15.000 de abonați și pentru asta vă mulțumesc din suflet, dumneavoastră mi-ați dat puterea să merg mai departe, să aduc proiecte și mai frumoase, și mai frumoase, să îndeplinesc dorințele de pe lista dorințelor. Că știți că avem o listă acolo pe care tot timpul eu iau notițe. Dorințe sunt foarte, foarte multe și, ca de fiecare dată, eu încerc să vi le îndeplinesc. Și fiindcă va fi un ceas aniversar, 20 aprilie, eu m-am gândit să lansez un concurs. Un concurs care se va desfășura pe timp. Timp de 3 săptămâni. Tot ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este, fiindcă luna martie s-a încheiat, vreau să alegeți uh, ultimile 10 tutoriale ale mele din luna martie, da? Deci, începând de la uh, ultimul tutorial postat pe această lună, așa, uh, să vă alegeți un proiect pe care dumneavoastră să lucrați. Poza proiectului respectiv o aștept cu mare drag pe grupul meu de pe Facebook, Lucru manual de prin lumea adunate, cu mențiunea pentru concurs. De acolo eu uh, voi culege aceste poze ale dumneavoastră, voi realiza un frumos colaj, colaj pe care eu îl voi posta pe canalul meu de YouTube. Aveți timp două săptămâni, deci începând cu 1 aprilie, alegeți unul din proiectele, ultimele 10 proiecte ale mele din luna martie, da? Și aveți timp două săptămâni să uh, îl lucrați și să trimiteți poza pe grup. După ce eu voi posta uh, acest colaj timp de o săptămână, spectatorii, abonații, au prilejul de a alege trei câștigători. Vor fi trei premii, eu voi oferi trei premii în dar, dar uh, juriul ca să zic, uh, va fi publicul, vor fi abonații. Abonații, după ce vor vedea colajul postat, tot ceea ce trebuie să facă este să lase în comentarii la acel colaj trei poze, cărora le-a atras atenția. Trei lucrări care le-au plăcut cel mai mult, și, bineînțeles, un clasament. Să zică: lucrarea X pe locul 1, lucrarea Y pe locul 2, lucrarea Z pe locul 3. Atât trebuie să faceți dumneavoastră și să lăsați în comentarii acest mic clasament. Bineînțeles, după care voi. Aduna toate comentariile, voi vedea pozele care au avut cele mai multe voturi, și publicul, la final, va fi cel care va decide cei trei câștigători. Eu vă doresc mult spor, vă doresc uh, succes, vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și că suntem o familie atât de frumoasă și tradițional la orare, să fim cât mai mult împreună. Vă Succes!